Mulțumesc, frate Cornel, pacea Domnului. La toți, frate, subiectul studiului nostru, după cum știm, este întoarcerea Domnului a doua oară. Și că în a doua epistolă către Tesaloniceni, Apostolul ne spune că nu se va întoarce Domnul a doua oară până se va ridica papalitatea și va fi descoperită în fața lumii. Deci, zice aici așa, zice, cât privește venirea, 1, 2 Tesaloniceni, 2 cu 1, cât privește venirea Domnului nostru Iisus Hristos și strângerea noastră la oaltă cu El, vă rugăm, fraților, să nu vă lăsați clătinați așa de repede în mintea voastră și să nu vă tulburați de vreun duh, nici de vreo vorbă, nici de vreo epistolă ca venind de la noi, ca și cum ziua Domnului a și venit. Nimeni să nu vă amăgească în vreun chip, căci nu va veni înainte ca să fi venit de pădarea de credință și de a se descoperi omul fără de legii, fiul pierzării, potrivnicul care se înalță mai presus de tot ce se numește Dumnezeu sau de ce este vrednic de închinare. Așa că se va așeza în templul lui Dumnezeu, dându-se drept Dumnezeu. Nu vă aduceți aminte că vă spuneam aceste lucruri când eram încă la voi și acum știți bine ce îl oprește ca să nu se descopere decât la vremea lui, căci taina fără de lege a și început să lucreze, trebuie numai ca cel ce oprește acum să fie luat din drumul ei, adică Imperiul Roman, păgân, o stat în cale. Și atunci se va arăta acel nelegiuit, din sistemul papal, pe care Domnul îl va nimici cu suflarea gurii sale, adică cu cuvântul lui Dumnezeu, cu cuvântul Bibliei, chiar cu acest cuvânt pe care papalitatea, Biblia, au fost o considerat o dușmană a ei de moarte, Biblia, cuvântul lui Dumnezeu. Ca să poată face fără de legile ei de-a lungul evului mediu, ei au trebuit să calce cu piciorul pe Biblie și să fie pedepsit. Vom citi lucrurile acestea, că tot, de fapt, am și citit și ieri. Deci, noi suntem acum când această putere este atât de mică, care când va conduce întreaga Europa, observăm cât e de mică. Ia, aici v-am pus pe hartă cu cât a rămas papalitatea. Cum a fost înființat statul Vatican? Nu știu dacă aveți tablete, se vede mai bine. Pe telefoane mici, nu știu dacă se vede harta bine. Atât ai cetatea Vatican, atât au rămas papalitatea decât din tot cât teritoriu au avut. Cât teritoriu au avut papalitatea? Toată Europa, sub picioarele ei. Și acum au rămas cu cât? Citim în jos pe pagină. 44. Așa. Anume, o suprafață de 44 de hectare și o populație de aproximativ 800 de persoane. Lucruri care ar fi bine să le știm astăzi, pentru că voi citi puțin de aici. Pe lângă papă, cetățenia Vaticanului include câteva sute de oameni. Majoritatea dintre ei sunt, de fapt, membri ai misiunilor diplomatice ale Sfântului Scaun. Nunții papale, adică ambasadorii papii, se numesc nunți. Restul cetății Vaticanului sunt printre alți cardinali care lucrează în cadrul instituțiilor Bisericii Romano-Catolice, 101 membri ai celebrii gărzi elvețieni. Deci este apărată de o echipă sau trupă de soldați proveniți din Elveția. Deci garda elvețiană apără acest stat. E un stat pe harta lumii și cel mai mic stat. După cum am văzut, numai 800 de persoane. Ce mai putem vedea pe aici? Că limba oficială a Sfântului Scaun a Vaticanului este latină și întregul stat al cetății Vaticanului este înscris la cererea sa din ianuarie 1960, înregistrat internațional al bunurilor culturale sub protecție specială. Mai departe, și cred că cam atâta putem vedea despre ea. Deci, dacă ne uităm la paginile istoriei și ne uităm la câtă suprafață are acum,
înseamnă că ei și-au pierdut foarte mult din puterea care au avut-o. Deci această cetate. Aici sunt bisericile alea mari din Roma, Biserica Sfântul Petru și Pavel și este, cum să zic, are moneda ei, are, mă rog, așa ca și un stat, toate formele de organizare ale unui stat modern. Dar lăsați și pe hartă să vă uitați, lăsați și pe tablă să vă citim un pic din, să citim un pic din Biblia, din volum. Deci ce putere au avut ei și ce supărat a fost papalitatea pe Biblie. Citesc de la 319 din volumul 2. În zilele puterii papale, faptul de a poseda sau a citi Biblia de către popor era tratat ca o infracțiune. Am citit și ieri asta, dar vă reamintesc că e important să știm lucrurile acestea, că le uităm repede. Arta tiparului și reînsuflețirea generală a învățăturii care a rezultat din ea în jurul secolului XVI au asigurat învierea Bibliei din mormântul limbilor moarte. Cum s-a spus, au fost limbii care nu le-a cunoscut poporul, limba latină, în care Anticrist o ținuse de multă vreme ascunsă, interzicând traducerea ei sub amenințarea cu pedepse aspre. Mă scuzați că. Și când spiritul de trezire al independenței a început să se răspândească printre popor în limbile vorbite, așa, arderea Bibliei nu era un lucru neobișnuit. Și lungi și răsunătoare au fost blestemele neîndurătoare ieșite de la Vatican. De aici. De aici au ieșit blestemele. Aici au stat papa. Pe tronul, aici a fost tronul împăraților Imperiului Roman, păgân, și aici pe tronul Imperiului Roman s-a suit papa. Și aici au tronat Europa. Cu atât au mai rămas papa din cât au avut altă dată putere. Dar ea încearcă să se ridice din nou, zice Biblia. Și ne-a dat aici câteva exemple că cum au ars Biblie. Deci, zice, și când spiritul de trezire ale independenței a început să se răspândească printre popor în limbile vorbite, arderea Bibliei nu era un lucru neobișnuit și lungi și răsunătoare au fost blestemele neîndurătoare ieșite de la Vatican împotriva păcătoșilor obraznici care au îndrăznit să traducă și să publice sau să citească cuvântul lui Dumnezeu. De ce tot timpul nu n-o scăpat? Papalitatea. Pentru că chiar cuvântul lui Dumnezeu o adus-o la să fie așa de, să aibă o putere atât de mică. Până la urmă va fi complet distrus și Vaticanul. Cu toată organizarea lui catolică și cu conducerea papală. Dar asta un pic mai târziu. Când unul din reformatori, un englez, Wycliffe, și-a publicat traducerea Papa Grigorie, a trimis o bulă, adică un blestem, un fel de decret, cum am zis, de blestemare împotriva acestui traducător, o bulă universității din Oxford, acolo din Anglia, condamnând pe traducător ca fiind căzut într-un fel de răutate detestabilă. Un alt traducător, Tyndale, a fost de asemenea condamnată. Traducerea lui a fost condamnată. Iar când Luther și-a publicat traducerea în germană, Papa Leon X a emis o bulă împotriva lui. Cu toate acestea, lucrarea mergea înainte pe scară largă și constant. Biblia trebuia să aibă o înviere deplină și era hărăzită să-și reverse lumina asupra oamenilor din orice neam și de orice limbă. Biserica Romei a ajuns cu timpul să înțeleagă aceasta și a hotărât ca tare să permită traducerea scripturilor în limbile moderne de către traducătorii catolici, însoțită de adnotări catolici, adică pe lângă cât s-o tradus, e opus pe margine cum înțelege Biserica Catolică versetele din Biblie. Asta înseamnă adnotări catolice.
Acestea însă nu trebuiau date poporului, decât acolo unde era pericolul de a primi traduceri protestante. Deci considerați, și vedeți că și astăzi biserici, mulți preoți spun că noi nu, Biblia pocăită nu e una cu Biblia cu cruce pe ea. Deci și astăzi și Biserica Ortodoxă pretinde că pocăiți au altfel de Biblie, dar nu e adevărat. Toate traducerile au fost obligate să respecte textul original, dar și-au permis să scrie pe margine cum înțeleg ei textele, acolo unde s-au interferat cu erorile lor. Ca erori, să-și astupe erorile și gândirea lor greșită. Cele ce urmează arată caracterul unora dintre notele la traducerea Raimiș. Adică Raimiș o traducere, unul care o traduc, Lothimaș Raimiș, care însă în anii din urmă a fost înlocuită cu o altă traducere, Douai, foarte asemănătoare, dar cu note mai puțin tăioase. O notă din Matei, vom vedea aici cum explică ei din Matei versetele. O notă de la Matei 3 spune, ereticii pot fi pedepsiți și reprimați și pot și trebuie prin autoritate publică, fie spirituală, fie laică, să fie pedepsiți sau executați. Deci ei au spus că pot. Și acum, o notă de la Galateni 1 cu 8, dacă a putea cineva să citească Galateni 1 cu 8, să vedem ce zice acolo. Da, sora Daniela, poți? Sau altcineva? Am găsit eu, Galateni 1 cu 8. Da. Da. Acum. Da, da, acum. Deci, Galateni 1 cu 8. Dar chiar dacă noi înșine sau un înger din cer ar veni să vă propovăduiască o evanghelie deosebită de aceea pe care v-am propovăduit-o noi, să fie anatema. 1 Corinteni 6:22. Cum am mai spus, o spun și acum, dacă vă propovăduiește cineva o evanghelie deosebită de aceea pe care ați primit-o, să fie anatema. Caut eu oare în clipa aceasta să capă bunăvoința oamenilor sau bunăvoința Tatălui Ceresc sau caut să plac oamenilor? Dacă aș mai căuta să plac oamenilor, n-aș fi robul lui Domnul Iisus Hristos. Deci, atenționarea apostolului de la Galateni, 1 cu 8, el s-a adresat că unii, pe vremea lui încă, se ridica acest sistem prin niște oameni care răsturnau cuvântul lui Dumnezeu și răsturnau Evanghelia. Înțelegem? Răsturnau Evanghelia lui Pavel. Și Pavel îi atenționează că chiar dacă noi am venit și am spune altceva decât v-am spus prima dată, să nu credeți, pentru că ce v-am spus prima dată e adevărat, dar după Pavel au venit alții care s-au dat drept apostol și au răsturnat învățătura lui Pavel. Iar catolicii de astăzi spun că acest verset se referă la faptul că Evanghelia care o vestesc catolicii e Evanghelia adevărată. Și zice așa, catolicii n-ar trebui să cruce pe proprii lor părinți dacă aceștia sunt eretici. Deci ce vrea să zic aici, că deși i-o permis să traducă Biblia, catolicii spun că cuvântul lui Dumnezeu vine prin catolici. Și cine se opune Evangheliei catolice, aceștia trebuie omorâți. Deci cuvintele lui Pavel le distorsionează ca să poată să aibă drept să-și scuză ca să pedepsească. Așa au făcut ei de-a lungul evului mediu. Și au făcut o învățătură proprie și au zis că învățătura lui Dumnezeu. Catolicii n-ar trebui, zic catolicii, deci un decret care s-a dat în secolul trecut, zice, catolicii n-ar trebui să cruțe pe proprii lor părinți dacă aceștia sunt eretici, adică rătăciți. Dacă vă vreți să mai citești, frate Petrică, Evrei 5 cu 7. Da. Evrei 5 cu 7.
Da, el este acela care în zilele vieții sale pământești, aducând rugăciuni și cereri cu strigăte mari și cu lacrimi către cel ce putea să-l izbăvească de la moarte și fiind ascultat din pricina evlaviei lui. Nu mai mult. I-am citit, dar mi s-a închis microfonul. Da. Deci Scuzați. vreau să zic că cum interpretează catolicii acest verset? Traducătorii Bibliei protestante ar trebui mutați în adâncurile iadului. Iar Apocalipsa 17 cu 6, frate Petrică, dacă ai acum, Stai, ai? uite acum la mine. Apocalipsa. 17 cu 6. Da. Merge, să mă auziți. Și am văzut Da. pe femeia aceea îmbrăcată de sângele sfinților și de sângele mucenicilor lui Isus. Când am văzut-o, m-am mirat minune mare. Și un înger mi-a zis: De ce te miri? Îți voi spune taina acestei femei și a fiarei care o poartă și care are cele 7 capete și cele 10 corne. Fiara pe care ai văzut-o era și nu mai este. Ea are să ridice din adânc și are să ducă la pierzanie. Și locuitorii pământului, ale căror nume n-au fost scrise de la întemeierea lumii în cartea vieții, se vor mira când vor vedea că fiara era, nu mai este, nu mai este și va veni. Deci fiara, papalitatea, Da? a fost în putere, nu mai este, dar Dar va iară se va veni. ridica. Asta vreau să zic. Aici Iară se va este ridica. mintea plină de înțelepciune, cele 7 capete sunt 7 munți pe care își dea femeia. Sunt cele 7 împărății. 5 au căzut, unul este, celălalt n-a venit încă. Și când va veni, el va rămâne puțină vreme. Și fiara care era și nu mai este, ea însăși este al 8-lea împărat, care este din numărul celor 7 și merge la pierzare. Cele 10 corne pe care le-am văzut sunt 10 împărați pe care n-au primit încă împărăția, ci vor primi puterea împărătească timp de un ceas împreună cu fiara. Toți au același gând și dau fiarei puterea și stăpânirea lor. Da, Ei aici se ne vor război. arată. Ajunge, frate Petric, Bine. ajunge. Deci, aici ne arată că fiara, puterea papalității se va uni iară cu conducătorii Pământului și vor domni puțin. Acum, în anii care vin. Deci, această fiară nu e omorâtă de tot, dar e redusă. Redusă puterea ei, cum se vede și pe hartă, la atât teritoriu și are puțină influență în lume, dar nu se lasă. El încearcă să se ridice iară, să domnească și se pare că îi va reuși, zice Isaia 47. Pentru scurt timp va reuși. Deci e cum traduce ei, cum traduc ei Apocalipsa 17 cu 6, că noi știm că această fiară e papalitatea, de ei se referă la protestanți. Și zice așa, dar sângele protestanților nu sunt numai, nu, nu sunt, nu este numit sângele sfinților, cu nimic mai mult decât slujele hoților, sângele hoților, ale ucigașilor și altor răufăcători, pentru vărsarea cărora din ordinul justiției nici o obște nu va răspunde. Deci iată cum a văzut papalitatea că sângele protestanților e ca și sângele hoților. Așa a tradus Apocalipsa 17 cu 6. Frate Ca să fie. Nicolae, dacă Da. din Isaia ați citit numai 4:7 cu 10 un pic. Da, citește, te rog. Căci te încredeai în răutatea ta și ziceai: Nimeni nu mă vede. Înțelepciunea și știința ta te-au amăgit și ziceai în inima ta: Eu, numai eu. De aceea, nenorocirea va veni peste tine fără să-i vezi zorile. Urgia va cădea peste tine fără să o poți împăca și deodată va veni peste tine prăpădul de pe neașteptate. Vino dar cu descântecele tale și cu mulțimea vrăjitoriilor tale, cărora ți-ai închinat munca din tinerețea ta, pentru poate că vei putea să tragi vreun folos din ele, poate că vei izbuti. Doamne, te-ai obosit, tot întrebând să se scoale, dar cei ce se scapă. Ce împart cerul care pândește stelele, care vestesc două lumi noi.
ce are să se întâmple. Iată, au ajuns ca miriștea pe care o arde focul și nu-și vor scăpa viața din flăcări, căci va fi ca un cărbune la care se încălzește cineva, nici un foc numai la care să mai stea. Așa va Da. fi soarele acela pe care te Bine, mulțumesc, obosește. frate Petrică. Atâta, Nu numai, trebuie da. mai mult, că atunci pierdem legătura cu textul. Deci, cum o citi foarte frumos, fratele Petrică, din Isaia 47, îi se prezice că dacă va încerca, poate va reuși. Și chiar îi va reuși pentru o clipă la papalitate să se ridice din nou. Așa ne arată și în Apocalipsa că Fiara, Balaurul și prorocul mincinos s-au ridicat și s-au luptat împotriva lui Hristos, adică împotriva împărăției lui Hristos, împotriva dreptății și a libertății popoarelor și împotriva creștinilor adevărați. Deci ei uniți împreună, papalitatea cu sectele protestante care cred ca papalitatea și cu puterile civile care sunt aici numite Balauri. Deci se vor uni împreună, cum o citiți și din Apocalipsa, fratele, că 17 cu 6 și mai în sus încă lucrurile acestea, că se va ridica din nou această putere, care, fiara care a fost, nu mai este și va veni. Va veni și va sta puțin. Va domni puțin și apoi va fi distrusă. Apoi va fi distrus Babilonul cel mare, definitiv. Și va cădea ca o piatră de moră. Aici va fi moartea ei totală. Dar odată cu prezența Domnului a doua oară, puterea ei s-a micșorat, după cum vedem. Și aceasta este o dovadă că Domnul întors a doua oară, că papalitatea nu mai are puterea din trecut. Nici să domnească, nici să omoare, nici să spânzure, nici să ardă pe lume. Dar poate să minte, încă destul. Și va încerca prin înșelătoriile ei să corupă încă multă lume, dar sfârșitul e hotărât dinainte. Deci aici textul mai departe așa, dacă cineva va avea îndrăzneală să citească, zicea Papa, sau să posedă Biblia fără permisie scrisă, acela nu va primi iertare de păcate. Atenție, evident ce decret a dat Papa când a apărut după 1800 Biblie. Dacă cineva va avea îndrăzneală să citească sau să posedă Biblia fără permisiune, de la cine? De la Roma, de la Vatican. Acela nu va primi iertare de păcate până nu va preda această Biblie trebnicului, nu știu ce e acela. Librarul care colectează cărțile. Da. Librarii care vor vinde pre unei persoane sau alt mod vor dispune de Biblie în limba populară, vor avea o asemenea permisiune, vor pierde costul cărților. Atenție, dacă s-ar da și librarii vor fi pedepsiți care vor vinde cărți traduse, adică Biblie tradusă în limba poporului. Deci nu avem voie să se traducă Biblia deloc. Dar nu au putut opri. Și vor fi supuși de către episcop și la alte asemenea pedepse pe care acestea le va socoti potrivite după gravitatea păcatului. Sfârșit de citat. Așa, asta au dat decrete Papa când a apărut Biblie. Consiliul din Trent, în sesiunea din 1546 după Hristos, a spus: pentru a ține în frâu mințele nemulțumite, Consiliul decretează că în materie de credință și de morală, și de orice privește menținerea doctrinilor creștine, nimeni să nu aibă îndrăzneala, încrezându-se în propria sa judecată, și să interpreteze scripturile sacre după cum le înțelege el, contrar celor ce au fost susținute și încă se mai susțin de către Sfânta Biserică Mamă. Deci nimeni, Consiliul din 1546 a spus că nimeni nu are voie să gândească sau să interpreteze Scriptura decât cum ori zice papii, preoții catolici. Citim din bula lui Papa Paul Pius al VII-lea, trimisă primatului Poloniei la 29 iunie 1816, împotriva societăților biblice. Am fost, zice Papa în scrisoare, am fost cu adevărat șocați de acest șiretric foarte abil prin care însăși temeliile religiei sunt subminate. Și dacă fiind marea importanță a acestei chestiuni, după cum am discutat,
în consiliu cu venerabilii noștri frați cardinali ai Sfintei Biserici Romane, am deliberat, adică am hotărât, cu grijă și atenție extremă asupra măsurilor potrivite care trebuie adoptate de către autoritatea noastră pontificală, adică papală, pentru a remedia și a desființa pe cât este cu putință această molimă, adică ce? Traducerea Bibliei în limba poloneză. De bunăvoie ați arătat deja o arzătoare, îi scria un episcop din Polonia. Polonia așa cum e catolică. De bunăvoie ați arătat deja o arzătoare dorință de a depista și a răsturna intrigile necuvincioase ale acestor inovatori. Inovatori, adică ceea ce aduc invenții noi și interpretează Biblia cum vreau ei, cum zicea Papa. Totuși, în conformitate cu funcția noastră, adică de papă, vă îndemnăm iarăși și iarăși ca tot ceea ce puteți realiza prin putere și prin sfat sau îndeplini prin autoritate, adică cu pedepsă, să executați zilnic cu maximă seriozitate Biblia tipărită de eretici, adică de protestanți, adică trebuie pusă în rândul altor cărți interzise împotriva regulilor indexului. Observați? Același papă, în anul 1819, a emis o bulă, adică tot un fel de blestem, de judecată severă, împotriva folosirii scripturilor în școlile din Irlanda. Irlanda e o țară lângă Anglia, o insulă. Cităm din ea următoarele. La urechile Sfintei Congregații, adică la urechile Sfintei Congregații, la Papa de la Roma, a ajuns informația că aproape toate părțile Irlandei au fost înființate școli biblice, susținute din fondurile hetero-ortodoxilor, în care persoanele fără experiență și de ambele sexe sunt împresurate cu o travă fatală a doctrinelor depravate. Iată cum denumește Papa înțelegerea Sfintelor Scripturi, doctrine depravate. Trebuie făcut efort, zicea Papa către episcopul acela din Irlanda, trebuie făcut orice efort posibil pentru a ține la distanță tineretul de aceste școli destructive unde se învăța Biblia. Și mai departe, zice, trudiți cu toată puterea voastră pentru a feri tineretul ortodox. Ortodox. Ortodox înseamnă drept credincios, vreau să zic. Nu, să nu ne gândim că e biserica ortodoxă de la noi. Ortodox înseamnă drept credincios. Deci să feriți tineretul drept credincios de coruperea prin ele. Un obiectiv care se va putea realiza cu ușurință, nădăjduiesc, prin înființarea de școli catolice în toată dioceza voastră. Deci dacă protestanții au făcut școli unde se învețe Biblia și se învețe frumos, catolicii au dat ordin ca să se facă și școli catolice ca să răstoarne învățăturile protestanților. Adică să tăie altă interpretare Bibliei. Pentru că nu au putut-o opri până la urmă, făcut, înțeles, să sliparească Biblia, deși la început, când au apărut societățile de Biblie, Papa au zis că scuiburi de viperă. Dar mai târziu nu au putut. Iată cuvântul lui Dumnezeu, cuvântul lui Hristos, cum îl apasă pe acest anticrist, cu suflarea gurii sale, cu cuvântul său, cu adevărul. Nu știu cât mai avem din 22, 10 și 22, mai avem un pic. Avem aici o recunoaștere sinceră a scopului real al înființării de școli patriarhale catolice în Marea Britanie și în Britanie și în America de Nord, adică pentru a-și proteja domeniul. Anticrist n-are niciun alt scop de a oferi educație poporului de rând. Ignoranța și superstiția sunt bastioanele papalității și secolele ei de putere, inclusiv ceea ce este cunoscut ca veacurile tonecate, dovedesc acest lucru. Acum, dacă a apărut totul Biblia, hai să o facem să se întreagă cum vrem noi. Așa au făcut, o dat decret. Dacă nu o putem opri, o putem distorsiona.
să-i stricăm învățătura iară. Mai departe, educația clerului sub restricții n-a fost neglijată, dar că nu s-a depus nicio străduință pentru educarea poporului, o dovedește puternic ignoranța densă din toate vechile țări catolice. Școlile și Biblia au fost dintotdeauna dușmanii insuportabili al lui Anticrist, a papalității. Acum iată cât de demnic. Uitați-vă pe ecran. Și n-au fost tolerate decât atunci când au devenit necesități, asupra cărora trebuie să fie aruncată o lumină falsă pentru păstrarea existenței lui Anticrist. În contic, cităm din bula lui Leon al XII-lea, al papă, emisă în 1825 după Hristos, către clerul romano-catolic din Irlanda și zice așa, Sfinția sa de la Vatican. Nu este un secret pentru voi, venerabili frați catolici, bineînțeles, nu vorbea la protestanți frați, venerabili frați, că o anumită societate vulgar numită, vulgar înseamnă murdar, cum s-a zis așa, destrăbălat. Deci ei socoteau că societățile protestante sunt murdare, zot, nu merită să... Nu, și citesc din nou. Nu este un secret pentru voi, venerabili frați catolici, zic eu, că o anumită societate protestantă, vulgar numită societatea biblică, se întinde cu insolență în lumea întreagă. Iată cum se întinde cuvântul lui Dumnezeu, de care se temea papa și care l-a calcat în picioare 1260 de ani. O ieșit, o înviat din limbile moarte, cei doi martori. Și pentru papa asta i-a zgândărit rău. După ce a disprețuit, deci aici mai departe, după ce a disprețuit tradițiile sfinților părinți, care sfinți părinți? Sfinților papi, care au făcut aceste învățături stricate, de la Consiliul de la Nicea începând. Aici sfinții părinți ai catolicilor și ai ortodoxilor. Să nu vă gândiți că ortodoxii sunt altfel. Așa, după ce au disprețuit tradițiile sfinților părinți și în opoziție cu decretul binecunoscut al Consiliului din Trent, această societate și-a adunat toate forțele să-și îndrepte toate mijloacele spre un singur scop, spre traducerea sau mai degrabă spre pervertirea Bibliei în limbile autohtone ale tuturor neamurilor. Deci considera papa respectiv că a traduce Biblia în toate limbile este o mare, cum să zic, mizerie, murdărie, care trebuie oprită. Mă opresc aici că timpul cam trecut și vom lăsa. Vă să aveți și voi timp să mai spuneți ceva. Dacă ați rămas cu ceva, ne lămurie din ce s-o citi. Sigur că am citit un pic cam repede, pentru că unele lucruri le știm deja. Nu. Ia de pot, așa. Dacă vedem, să vedem dacă ridică cineva mâna. Deci toți papii s-au temut că publicarea Bibliei va scădea numărul de enoriași a lor, da. Frate Petrică, te ascultăm. Da, pe scurt, nu prea are legătură, dar totuși să vedem cum papalitatea s-a redus. Vedem la Vatican, la suprafață foarte mică, eu cred și sper că și ortodoxismul se va reduce drastic și va vine adevărul pur și adevărul real pe suprafața Pământului și omenirea va reînvia și va cunoaște ce-i bine și ce-i rău. Da, toate se vor reduce. Rămâne numai una singură, care va fi pentru totdeauna. Da, frate Marcel. Da, acum vreau să spun mai fratele Petrică și pe aia cu ce am vrut eu să... Asta. Deci, papalitatea s-a redus ca putere sau influență politică la 44 de hectare, dar ei încă cea mai puternică religie. Deci, mai puternici ca ortodoxii catolicii. Și sunt mult mai, și fratele Nicolae, amintit ieri, foarte bogați. Deci ei și în America au mult... Acum, referitor la traducerea Bibliei, m-am gândit ei că el zice că ultima frază, ceea ce a citit fratele Nicolae, zice că traducătorii au pervertit Biblia. Dar dacă ne gândim, Biblia
A fost scris Vechiul Testament în limba ebraică, Noul Testament în limba greacă. Catolicii și ei aveau tradusă Biblia în limba latină. Deci, normal, și ei au pervertit, dacă ei, după gândirea lor, au pervertit Biblia, că au tradus-o în limba latină. Deci, ei asta se împotriveau, ca Biblia să nu fie tradusă într-o limbă, să nu fie înțeleasă de oameni. De exemplu, să fie tradusă în limba română sau în limba germană, cum s-a întâmplat cu Luther. Deci, asta se potrivea pentru ca oamenii să nu înțeleagă și să nu fie familiar cu Biblia. Și ei citeau într-o limbă moartă, cum era limba latină, și oamenii care mergeau la biserică ascultau ce zice popa, dar puțin dintre ei înțelegea limba latină. Și acum, nu de mult, am auzit un documentar de niște italieni și spuneau ce rost are să învețe limba latină la școală, învățau copiii acolo, face o limbă moartă, limba latină. Deci nu-i mai se folosește dacă a fost acum 2000 de ani. Și de aceea s-a împotrivit catolicii și știu și ortodoxi, cunosc chiar Livia, zicea de era un moș acolo din sat, un bătrân care de credința lui socrii. Și spunea cum îi învăța preoți ortodoxi să-i persecute pe pocăiți că citesc Biblia și că no, fac, cum zice aici în ea, e considera ca un lucru urât că ai Biblia în casă și când încerci să înveți pe oameni că să nu se conformeze tradițiilor ortodoxe, că în Biblie ți arată să nu te închini la chip cioplit, adică la idol, statui, cum au catolicii, sau să nu-ți faci icoane. Și mai multe lucruri. De aia ei se împotriva, pentru că Biblia le deschidea ochii oamenilor și înțelegea oamenii mai multe lucruri care nu erau conform cu ceea ce scrie în Biblie. Deci, lucruri care le făceau preoții și de aia se împotriveau ei, cred că la traducerea Bibliei, oamenii să nu poate să arate dovezi, că uite, este scris. Sau, de exemplu, iară acum să nu fiu prea lung, mă gândesc la Luther. Martin Luther, el se zice că înainte să traducă Biblia și înainte să pună cele 95 de teze pe Biserica de Wittenberg, el era un catolic, practicant, să zicem, dar nu numai că catolic, era și călugăr. Și el a fost trimis de niște conducători a bisericii din care făcea parte asta, să meargă la Roma. Și zicea că el, așa considera ei, că dacă mergi în genunchi pe treptele, așa era o tradiție, erau niște trepte acolo la Vatican, zicea că pe trepte acelea Domnul Isus a mers spre Pilat. Zice că printr-o minune a fost dusă din Ierusalim la. Și atunci Luther a mers pe în genunchi pe acele trepte și așa a dus aminte și a zis, măi, dar în Biblie scrie în roman că prin credință omul va fi mântuit, nu să mergi în genunchi sau alte, tot felul de tradiții aveau ăstea. Și el, fiindcă era deja cunoscător cu Biblia, zicea, uite mă, dar în Biblia zice așa, ăstea fac altceva, știi? Cei de la Vatican, ca să scoată bani de la oameni cu indulgență și cu tot felul de lucruri care nu erau biblice. Mulțumesc, am terminat. Da, mulțumim, frate Marcel. Frate Pătru. Vreau la toate acestea care s-au discutat astăzi, vedem că sunt niște lucruri foarte interesante, ceea ce adversarul lucră, și vreau numai să citesc din Petru câteva versete din 2 Petru din capitolul 3. Și vedem că ce ne spune Petru și el vorbește chiar în aceste timpuri în care ne găsim noi. Prea iubiților, aceasta este a doua epistolă pe care vă scriu. În amândouă ca să vă trezesc mintea sănătoasă prin înștiințări, ca să vă fac să vă aduceți aminte de lucrurile vestite mai dinainte de sfinții proroci și de porunca Domnului și Mântuitorului nostru dată prin apostolii voștri. Iată că o lucrare, vedem că profeții ne le-au scris toate. Astăzi am învățat de credință văzând foarte multe profeții. Nu mai trebuie credință, împlinit, nu să punem mâna, dar
mai sunt și în spate și pentru aceste trebuie să mulțumim. Și atunci vine versetul 3. Înainte de toate să știți că în zilele de urmă vor veni bajocoritorii plini de bajocură care vor trăi după poftele lor. Ceea ce fratele Nicolae a citit, iată că bajocoritorii sunt tot mai mulți. Și vor zice, unde este făgăduința venirii lui? Căci de când au adormit părinții noștri, toate rămân așa cum erau de la început dozidirii. Vedem că nu prea auzim de restatornicire, vedem că lucrarea a arătat fratele Nicolae cu balaurul și cu toate, foarte puțin vorbesc de lucrarea asta pentru neam omenesc. Au urcat în cer și îți duci acolo, pe ei o luau și ei stau liniștiți și ceilalți. Iată că vine lucrarea înșelătoare și atunci trebuie să ne aducem aminte Iuda ce ne scrie. Trebuie să scrie și el, zice, m-am văzut sălit să vă scriu despre credința de oște care a fost dată sfinților odată pentru totdeauna și Domnul ne mai spune un lucru, băgați de seamă că Satan se va preface în înger de lumină să nu vă înșele. Vă mulțumesc. Iată că e perioada care noi trebuie să veghem și să fim treași. Da, mulțumim, frate Petru. Deci, nu sfinții părinți, sfinții profeți, păi trebuie să-i luăm în seamă, da. Mulțumim. Sora Lidia, David. Vreau să spun și eu numai o mică experiență. Cu ani în urmă, când am rămas în pensie, m-au trimis la Comisia de Expertiză a Capacității de Muncă în București. Acolo am stat 10 zile, mi-am dus cu mine Biblia, traducerea Cornilescu revizuită și mana și să citesc. Când am luat Biblia în mână, atunci femeile din salon au zis că e contrafăcută. Eu nu mi-am dat seama cum să fie contrafăcută, știam că e o Biblie pe întreg pământul. Nu că Biblia făcută de Bartolomeu Anania, aceea e Biblia adevărată. Și atunci m-am gândit că fiecare își trage spre credința lui. Probabil n-am văzut niciodată Biblie din aia, dar, după cum au spus fratele Nicolae, foarte mare îndrăzneală au avut reprezentanții omului păcatului, acest sistem, ca să schimbe cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că scrie acolo în Biblie că cine șterge sau cine adauge, ea șterge Dumnezeu zilele din cartea vieții. E un lucru care cu mare îndrăzneală trebuie să aibă cineva și care trebuie să fie pedepsit. Mulțumesc! Da, mulțumesc, soră Lidia, într-adevăr. Păi, poate că nici nu știu, nu și-o dat seama. Nu cunosc cu planul lui Dumnezeu, nici catolicii. Ei au vrut să-l facă după ei. Dar planul Dumnezeu e altul, nu al lor, din pe pământ, cum au vrut să conducă și partea civilă și religioasă, precum au condus 1000 de ani. Da. Un gând am numai. M-am gândit că ăștia anticriști și papcea ăștia au cunoscut că Biblia e cuvântul lui Dumnezeu. S-a luptat cu Dumnezeu. Dacă o cunoscut, înseamnă că s-a luptat cu Dumnezeu. Și cu Dumnezeu, uite că nu a putut să se lupte și nu vor putea să se lupte. Atâta nu m-am vrut să știu că o cunoscut că e cuvântul lui Dumnezeu sau nu o cunoscut. Eu cred că o cunoscut că e cuvântul lui Dumnezeu, dar nu l-a înțeles. Nu l-au înțeles. Și l-au dat după cum o înțeles ei. Da. Păi dacă totuși nu o înțeles. Fratele Petru. Da. Adică ne spune fratele Petru. Vedem că l-au cunoscut până la un loc, dar cel care în spate la tăte Satan au reușit cu coada să tragă a treia parte din stelele cerului în acela timp și aceștia au luptat contra lui Hristos de aici încolo. Deja după timpul lui Pavel s-a ridicat aceea.
Vă mulțumesc. Da, după ce au dormit oamenii, zice că a venit vrăjmașul și a sămânat neghina în grâu. Da, sunt multe exemple și tipuri, cum e și Apocalips 12 cu femeia îngălită în soare cu cununa de 12 stele și cu luna sub picioare și cum o născut și o fărăpit copilul la Dumnezeul lui. Deci, da, simboluri multe. Papalitatea, da. Dacă altcineva nu mai... dorește să întrebe sau să nu, atunci putem să încheiem, să-i mulțumim Domnului și de această zi vedem câte probleme se pot învăța, se pot reîmprospăta sau reînnoi în mintea noastră. Cine ar vrea să mulțumească? Să-i mulțumim Domnului pentru tot și pentru toate. 393. Adeseori cărarea mea e o cale de dureri, e o cale de încercare grea, dar am și mângâiet. Orși cât de trist aș fi, inima mea neîncetat e-n mâna bună Domnului și de iubirea lui sunt apărat. Adeseori suspin și plâng și amară-i viața mea, dar al iubirii foc nestins îmi umple inima, că-și prea iubitul meu Iisus a plâns și el și-a suferit. Să am curaj, chiar el mi-a zis, căci el pe acel vrăjmaș l-a biruit. Când norii negri mă cuprind și eu sunt numai singur, amarul oarecui să-i spun și un sfat bun cui să-i cer. Prieten bun mi-a mai rămas, iar în necaz un frate drag, lui pot să-i spun necazul meu și gândul meu întreg, doar lui să-i spun. Chiar neagra clipă a morții, când vine-n calea mea, de tot și toate mă despart, când de să trec prin ea. Tu, Iisuse, ești tot mereu cu
lumină și atunci ca oricând tu mă păstrezi la pieptul tău, păzit de brațul tău până la mormânt. Tu ești Iisuse tot mereu cu mine și atunci ca oricând tu mă păstrezi la pieptul tău, păzit de brațul tău până la mormânt. Mulțumesc frumos! Mulțumim, profesoră Maria!